Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Ionuț Arhiere, profesor de legislație rutieră. Astăzi am încercat să mă gândesc puțin la un subiect de actualitate, să povestim puțin despre el, având în vedere că inclusiv cei care sunt implicați în procesul obținerii permisului de conducere au fost afectați. La nivel național au fost suspendate examenele atât teoretice cât și practice pentru obținerea permisului de conducere, începând cu data de 16 martie pentru 30 de zile și, dacă situația va mai impune, se va prelungi această suspendare. Nu știm nici noi, vedeți că situația evoluează așa cum evoluează, cu imprevizibilitate. Nu putem să știm, asta în cazul în care dintre dumneavoastră, dragi cursanți, vă gândiți să ne întrebați când veți susține examenul teoretic, când veți susține examenul practic. Și nouă ne este greu să gestionăm uneori această situație, să ne organizăm, să mai facem ore, să nu mai facem. Important este să comunicăm, să nu ne informăm de acolo de unde nu trebuie, să păstrăm legătura în permanent cu colegii noștri, voi, dragi cursanți, cu instructorii și tot așa. Vă dați seama că orice informație utilă vom face în așa fel încât să ajungă și la dumneavoastră. Iar în ceea ce ne privește pe noi, ceilalți, conducătorii auto, toate persoanele care pot fi și trebuie să fie responsabile, să încercăm să ne comportăm în așa fel încât să respectăm sfaturile autorităților, aceste măsuri de prevenție, de protecție, să intrăm cât mai puțin în contact cu persoane suspecte sau persoane care vin din zone în care vedem că acest virus s-a propagat destul de repede, astfel încât să ne fie bine atât nouă cât și celor din jurul nostru. După această scurtă introducere, eu tot mă uitam, mai trageam așa cu privirea spre chestionar, întrucât am început și prima întrebare deja curge. Începem să rezolvăm aceste întrebări. Indicatorul din imagine ne avertizează că. Vedem că avem de-a face cu un indicator de avertizare. Automat ne avertizează că în prima intersecție aceasta este dirijată prin semnale luminoase. Mă gândeam că asta o să se întâmple, întrucât am stat de vorbă cu dumneavoastră, iar de regulă la această concluzie am ajuns că nu reușește programul să-și mențină întrebarea. Din nefericire, văd că am din nou o problemă cu internetul. Regia, dacă vedeți voi care este treaba. Hai să vedem. Tot încearcă să găsească calculatorul internetul și nu îl găsește. Mai încercăm să ne conectăm pe o altă rețea. Până atunci, totuși, o să mai vă explic niște lucruri pe care mi se pare util să vi le reamintesc atunci când săptămâna trecută până joi vină, să zicem, am făcut orele în mod normal și iarăși m-am confruntat cu niște situații. O să-i dau un restart la calculator, o să dureze vreo 2-3 minute, nu e nicio problemă. Am fost chiar pe calea Radului, acolo s-a modificat puțin intersecția. Era o bandă, banda întâi, unde era obligatoriu la dreapta, acum este înainte sau la dreapta. Mai în față iarăși e o bandă obligatoriu pentru dreapta. Bine, eu nu m-am dus la dreapta, am făcut stânga spre Lipovei. Acolo banda 1 este pentru înainte sau la dreapta și are și un intermitent. S-a poziționat cineva în spatele meu, bineînțeles că a fost foarte amabil să mă claxoneze. Și eu nu am reacționat în niciun fel, i-am mulțumit. În gândul meu, bineînțeles, să nu uităm că dacă suntem încadrați pe banda 1, noi cei care suntem cu școala de șoferi, suntem de regulă, circulăm pe banda 1 atunci când drumul public are cel puțin două benzi pe sensul de mers, pentru că respectăm regula de bază a deplasării pe drumurile publice. Adică, atunci când drumul public are cel puțin două benzi pe sensul de mers, este obligatoriu să folosim banda 1 dacă aceasta este liberă. Folosim succesiv celelalte benzi, a doua, a treia, în funcție de situație, atunci când banda 1 este ocupată sau când efectuăm manevra regulamentară de depășire.
Deci, haideți să încercați, dragi colegi de trafic, să înțelegeți acest lucru, că noi atunci când ne deplasăm pe bandă 1 și suntem poziționați la acea intersecție unde avem și acest intermitent la dreapta, nu suntem obligați să mergem la dreapta, suntem obligați să mergem acolo unde dorim noi. Dacă am fi avut semnalul dreapta, să zicem, și am fi fost neatenți, da, am fi înțeles claxonatul dumneavoastră, dar dacă mergem înainte, încercați să respectați, să înțelegeți că acea bandă 1 duce și înainte și la dreapta și nu este obligatoriu să mergem la dreapta chiar dacă avem această opțiune. Și în cadrul examenului să nu uităm că dacă sunteți în cadrul examenului practic și vă deplasați în continuare pe banda a doua în condițiile în care banda 1 este liberă, veți fi sancționați, veți acumula puncte de penalizare, iar acest lucru va duce la creșterea riscului ca dumneavoastră să fiți declarați respins. Încercăm între timp să remediem problema aceasta cu internetul, care văd că nu se remediază de la sine. Dacă nu o să reușim, o să facem noi cumva totuși. Asta încerc. Între timp, să știți că nu se vor schimba mult lucrurile, având în vedere această suspendare, doar că atunci când vom ști exact cum se vor susține examenele, în principiu se vor decala exact cu perioada pentru care au fost suspendate. Internetul totuși mi arată că nu își revine, dar noi... Regia, haideți cumva să soluționăm problema aceasta cu internetul, să facem cumva, dăm puțină publicitate, un minut, două, ca să găsim o soluție ideală pentru toată lumea. Dacă nu, oricum am un program care ne ajută să rezolvăm întrebări, numai că se vor vedea mai mic decât se vede pe chestionare. Și atunci veți fi nevoiți să aveți o lupă acasă și să vedeți întrebările. Haideți că o să încercăm cu programul să vedem cum se vede pe televizor. Că din fericire pentru mine nu sunt 100% dependent de internet, ci pot rezolva întrebări și cu ajutorul acestui program care nu necesită conexiune la internet. Numai că o să facem o simulare examen. Numai că cei care vă uitați pe Facebook s-ar putea să se vadă mai mic. Chiar sunt curios dacă cineva poate să-mi facă un screenshot de acasă cum se vede, sau dacă sunteți în fața televizorului, faceți-mi o poză și trimiteți pe Facebook să vadă curiozitate cum se vede. Bun. Regia, dacă aveți posibilitatea să măriți, cred, și mai mult, că sigur acasă nu se vede chiar atât de bine cum văd eu. Că eu mai mult de atât nu am posibilitatea. Bun. Oricum o să vă povestesc și citind și întrebarea și răspunsurile, sunt sigur că cei care nu vedeți foarte bine veți și deduce răspunsul corect. Cum trebuie să procedăm noaptea când sunteți orbit de lumina farurilor unui autovehicul care circulă din sens opus? Știm că atunci când circulăm noaptea, avem obligația, dacă avem luminile de drum pornite, adică în limbaj popular faza lungă, să schimbăm de la o distanță de cel puțin 200 de metri. Dacă avem lumină de drum și ne apropiem de o mașină care circulă în aceeași direcție cu noi, de la cel puțin 100 de metri. Dar dacă cineva din față are lumină de drum pornite și nu respectă această regulă, să schimbe din lumină de drum în lumină de întâlnire, automat se va întâmpla ca în această întrebare. Vom fi orbiți de lumina celui care circulă din sens opus. Practic, noi nu vom respecta așa cum scrie aici la răspunsuri. O vom da și noi fază lungă pentru ca cel din față să observe și el că nu face ceva regulamentar. Totuși, dacă își va menține luminile de drum pornite, noi trebuie să menținem în funcțiune luminile de întâlnire, adică faza scurtă în limbaj popular, să reducem viteza de deplasare și să oprim, dacă este cazul, bineînțeles, dacă nu mai vedem. Mai o mențiune să fac legat de deplasarea pe timp de noapte. Există și o întrebare
care spune că pe timp de noapte, la răspunsuri, trebuie să circulăm mai spre dreapta. Dăm un răspuns pe care elevii sunt de regulă tentați să îl pună ca și răspuns corect. Nu. Noaptea sau în condiții de vizibilitate redusă, nu circulăm niciodată cât mai aproape de marginea din dreapta. Încercăm să respectăm distanța egală între marginea din dreapta a drumului și axul drumului. Întrucât, în condiții de vizibilitate redusă, se observă mai greu persoanele îmbrăcate în haine închise la culoare, utilajele agricole care sunt lăsate pe partea din dreapta a drumului neregulamentar și putem provoca accidente rutiere. Să vedem ce ne spune colegul Ovidiu. Da, Ovidiu, îți mulțumesc și tu ești extraordinar, exact așa cum m-ai lăudat pe mine, tu ești mai decât mine. Bun. Când se schimbă în mod repetat? Atenție, că la această întrebare de regulă se greșește pentru că omitem acest cuvânt, repetat. Când se schimbă în mod repetat, pe timp de noapte, lumina de drum cu cea de întâlnire. Când ne apropiem de intersecțiile care nu sunt dirijate prin semnale luminoase sau de către un polițist rutier, pentru a observa celelalte vehicule care vin din direcțiile cu care ne intersectăm, schimbăm alternativ din luminile de drum în lumine de întâlnire, pentru ca cei care se apropie din celelalte direcții să observe fascicul luminos și atunci să se adapteze conform regulilor stabilite în acea intersecție. Să știe, au prioritate, nu au prioritate, acordă prioritate și atunci, schimbând alternativ, apropiindu-ne de acea intersecție, știe și celălalt participant la trafic că cineva se apropie de acea intersecție și se va conforma. Bun. Cum se pedepsește conducerea pe drumul public a unui autovehicul de categorie C de către o persoană al cărei permis de conducere este valabil pentru categoria B? Bineînțeles că atunci când conducem alte autovehicule decât cele pentru care avem permis de conducere, săvârșim o infracțiune, vom fi pedepsiți penal și nu este bine pentru noi. Când e un... N-am voie să fac reclamă la mașini, deci nu pot să prenunț când această mașină albă e în localitate. Da. Oricum, ai spectatori alături de care poți conversa. Da, este bine. Vă mulțumesc pentru feedback-ul pozitiv și că nu vă uitați la emisiune doar pentru a afla informații despre legislație rutieră, ci și pentru a conversa cu mine. Sunt foarte bucuros, onorat să știu că am astfel de urmăritori. Continuați să mă și provocați în sensul acesta, mă bucură și bineînțeles să veniți și cu întrebări despre legislația rutieră. Cum se sancționează trecerea cu autovehiculul la semnalul luminos de culoare roșie? Atunci când săvârșim această contravenție, încălcăm această regulă de circulație, vom fi sancționați cu amendă contravențională și suspendarea exercitării dreptului de a conduce un autovehicul. În cazul în care producem și un accident rutier, se va majora perioada suspendării autovehiculului. În cazul în care sunteți la examenul practic și se va întâmpla acest lucru, veți fi declarați respins. Ce vă mai distrați? Care este traseul de urmat pentru autoturismul din imagine? Și aici întrebarea are o mică șmecherie, pentru că nu suntem întrebați care este traseul recomandat. Traseul de urmat. Cu alte cuvinte, pe ce traseu ne putem deplasa astfel încât să nu încălcăm nicio regulă de circulație. Întrucât, în acest sens giratoriu, benzile sunt marcate cu linii discontinue. Nu avem marcaje de obligare. Să zicem că suntem pe banda 1, trebuie să facem imediat la dreapta. Oricare dintre cele două trasee sunt regulamentare. O doamnă sau domnișoară, Andra, o emisiune foarte interactivă și benefică pentru cei care urmează să susțină examenul auto. Felicitări! Vă mulțumesc și mă bucur că acesta este și scopul pe care mi l-am propus, ca ceea ce predau în sala de legislație, prin acest mod să ajungă și la dumneavoastră, fără a fi nevoit să vă deplasați, pentru că, din păcate pentru acei elevi, au avut de parcurs
s-au avut mulți kilometri de parcurs pentru a ajunge la legislație, în condiții de trafic. Zona în care predau este în Lipovei și am avut ele venit și de la sat și din Calea Șagului, care într-adevăr făceau eforturi pentru a ajunge la legislație. În acest mod, deși este puțin, o singură dată pe săptămână, mesajul meu reușește să ajungă la toți cei interesați. Autoturismul din imaginea alăturată. A parcat regulamentar. Observăm că avem un indicator de parcare cu un panou adițional, o săgeată cu vârful în jos. Acea săgeată cu vârful în jos semnifică sfârșitul zonei în care parcarea a fost permisă. Autoturismul din imagine este în afara zonei în care parcarea a fost permisă și atunci autoturismul nu a parcat regulamentar. Indicatorul vă avertizează că vă apropiați de... Dacă ar pica un astfel de indicator la examen, ați fi cei mai fericiți. Ne apropiem de un aeroport. Ce semnifică indicatorul din imagine? Direcția spre localitatea indicată, distanța până la autostradă, circulați obligatorie spre localitatea indicată. Ce fain! Direcția spre localitatea indicată, circulația obligatorie spre localitatea indicată, distanța până la autostradă. Indicatorul acesta e Pitești, da? 52 de kilometri. În Pitești, în Ploiești poți să te pitești, în Pitești nu poți să te ploiești. Care dintre cele două indicatoare interzice oprirea? Observăm că primul indicator este oprirea interzisă. Cel de-al doilea indicator, depășirea autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără ataj, este interzisă. Ambele indicatoare sunt indicatoare de interzicere sau restricție, însă indicatorul numărul 1 interzice oprirea. Da? Nu uităm că oprirea înseamnă imobilizarea voluntară a unui vehicul pe maxim 5 minute. Staționarea, întoarcerea și mersul înapoi sunt interzise în toate situațiile în care oprirea este interzisă. Învățăm acele situații în care oprirea este interzisă, știm aproape tot despre acele manevre. Care autovehicul își poate continua deplasarea în imaginea prezentată? Observăm că în această intersecție, dirijată prin semnale luminoase, avem și marcaje. Observăm că pe banda a treia avem culoarea verde, pentru înainte sau la dreapta e roșu. Deci cel care își poate continua deplasarea este cel care are culoarea verde și este încadrat corespunzător. Autoturismul verde. Ce obligații aveți când sesizați că urmează să fiți depășiți de un alt vehicul? Avem două obligații când urmează să fim depășiți de un alt vehicul. Să nu mărim viteza de deplasare și să circulăm cât mai aproape de marginea din dreapta a carosabilului sau benzii pe care ne deplasăm. Atenție! A nu se confunda această obligație de a nu mări viteza de deplasare cu ceea ce sunt tentați mai ales să facă cei care se află în procesul instruirii, să reducă viteza de deplasare. Dacă din punct de vedere al conduitei preventive este bine să reducem viteza de deplasare atunci când cel care ne depășește nu apreciază distanța celui care circulă din sens opus și riscă să producă accidente rutiere, noi să reducem viteza de deplasare pentru a-i facilita depășirea. Nu este nicio problemă că am făcut-o. Însă, ca obligație, nu trebuie să mărim viteza de deplasare. Nu suntem obligați să o reducem. Manevra de ocolire a unui obstacol aflat pe sensul de circulație prin schimbarea direcției de mers constituie depășire. Depășirea este un capitol pe care, din nefericire, unii nu îl înțeleg nici după ce obțin dreptul de a conduce pe drumurile publice. Nu uităm. Depășirea este manevra prin care un vehicul trece înainte altui vehicul sau pe lângă un obstacol. Prin ieșirea de pe banda de circulație, sau din șirul de vehicule în care s-a aflat inițial. Pentru a fi depășire nu trebuie să treci doar pe lângă un autovehicul. Poți trece și pe lângă un vehicul și pe lângă un obstacol. Înseamnă obstacol și o groapă, și un coș de gunoi, și un copac căzut pe carosabil. Nu trebuie să treci neapărat pe cealaltă bandă. Este suficient să ieși din șirul de vehicule în care te-ai aflat inițial. Cum trebuie să procedăm dacă v-a fost prescris un tratament medicamentos?
Să-l stingem cu whisky. Să ne informăm care este doza minimă ce poate fi administrată pe perioada cât vă aflați la volan. Nu. Nu vă administrați medicamentele înainte de a vă urca la volan. Nu. Ne asigurăm că administrarea acestuia nu va afecta capacitatea de a conduce. Acest lucru este important. Să ne informăm dacă prin administrarea acestui tratament medicamentos ne este afectată sau nu capacitatea de a conduce. Internetul tot nu a venit. Efectul utilizării sistemului de climatizare. Crește consumul de combustibil. O să mă uit puțin. Da, corect. O aplicație de pe care să învăț. O să o scriu la sfârșitul emisiunii, o aplicație de pe care să înveți. Ce obligații avem dacă autovehiculul pe care îl conducem rămâne imobilizat pe calea ferată? Să scoatem imediat pasagerii din vehicul, să eliberăm platforma căii ferate sau când este posibil să semnalizăm prezența vehiculului cu orice mijloc adecvat. Corect. Așa trebuie să facem. Intenționăm să intrăm prin acest loc pe autostradă. Cum veți proceda? Observăm că avem niște săgeți marcate pe banda de accelerare, în condițiile în care ne este precizat că intrăm în acest loc pe autostradă. Accelerăm și intrăm pe autostradă prin fața camionului. Da, cei doi fani ai mei, așa ar face, foști elevi care se distrează. Trebuie să permitem trecerea autocamionului, apoi să ne angajăm pe autostradă. Așa trebuie să facem. Mersul înapoi este interzis. La mai puțin de 100 de metri de trecere la nivel cu cale ferată. Nu. Dacă ar fi fost la mai puțin de 50 de metri, ar fi fost și acesta un răspuns corect. Pe străzile unde circulația se desfășoară într-un singur sens. Nu este interzis mersul înapoi, este interzis să întoarcem pe străzile cu sens unic. Dar de mers înapoi putem să mergem la ieșirea din curți, garaje sau ganguri. Da, de regulă cei care locuiți la case și aveți curți în care vă puteți introduce mașinile, încercați să introduceți mașina cu spatele, iar atunci când plecați să o faceți cu fața. Normal este prevăzută și sancțiune pentru aceasta, nu am auzit să se aplice, dar grijă, pentru că este vorba de siguranța dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic. În ce situații sunteți obligat să circulați cu o viteză care să nu depășească 50 de km la oră în afara localităților? Sunt 10 situații în care nu trebuie să avem mai mult de 30 de km la oră în localități sau mai mult de 50 de km în afara localităților. În zona pietonală nu este cazul, în zona pietonală este maxim 5, nu ne încadrăm aici. Dacă tot avem de-a face cu o zonă pietonală, vă reamintesc că aveți întrebări legate de faptul când puteți pătrunde în zona pietonală. Când locuim acea zonă sau când prestăm servicii comerciale, cu ghilimele de rigoare, din poartă în poartă. La circulația prin tunele nu, la trecerea pe lângă animale care se deplasează pe partea carosabilă sau pe acostament. Atunci, corect, trebuie să aveți maxim 30 de km la oră în localități sau 50 de km la oră în afara localităților. Cum se acționează în cazul unui accident de circulație cu victime și cu deformare accentuată a caroseriei sau a blocării ușilor dacă ocupanții vehiculelor sunt imobilizați? Automat, cu această întrebare, intrăm în atmosfera primului ajutor. Nu uitați că regula de bază a acordării primului ajutor este să nu agravăm leziunile victimei. Primul ajutor îl acordăm atunci când știm ceea ce facem, nu prin intervenția noastră să agravăm leziunile persoanei pe care dorim să o ajutăm. Mai o specificație. Dacă acordăm primul ajutor, atenție ca prin intervenția noastră să nu provocăm mai mult rău decât bine, nu neapărat unei persoane, ci situației în sine. Da, vedem o mașină răsturnată pe dungă, noi încercăm să ajutăm și o răsturnăm cu fundul în sus. Nu. Încercăm ca prin intervenția noastră să facem mai bine decât dacă nu am fi intervenit. Să nu uităm că și ajutorul se acordă proporțional cu accidentarea pe care o au acele persoane. Da? Nu mergem la cineva care are un deget rupt și cineva care de-abia mai respiră lăsăm la sfârșit.
încercăm să acordăm ajutor în funcție de gravitatea accidentării acelor persoane. Tot, iarăși, este foarte important atunci când acordăm primul ajutor să respectăm niște reguli de bază. Să nu intrăm în contact cu lichidele persoanei pe care o ajutăm, sânge, salivă, mucoase, întrucât și acea persoană poate să aibă o boală transmisibilă, gravă și dintr-o tăietură să ne alegem și noi cu acea boală. Dar, în cazul acestei întrebări, apelăm la serviciile specializate care intervin cu utilaje de descarcerare. Și să nu uităm că, tot legat de primul ajutor, tot de intervenția legată de ajutarea victimelor, cum extragem o victimă dintr-un autovehicul? Prin ridicare. Mulți dintre cursanți răspund prin tragere. Nu, prin ridicare. Suntem obligați să oprim autovehiculul la semnalul nevăzătorilor care traversează strada, la semnalul conducătorului coloanei de pietoni, la oprirea de o intersecție. Semnalul nevăzătorilor, ridicarea bastonului cu vârful alb, înseamnă oprire pentru toată lumea. Ce este interzis pe timpul deplasării pe un drum public? Să fie transportați copiii cu vârstă de până la 12 ani pe scaunul din spate, să se fumeze în timpul mersului, ocupanții locurilor din față să țină în brațe animale. Acest lucru este interzis, nu avem voie să ținem în brațe animale. Pe locurile din față nu se respectă, am văzut multe situații în care cățelul, atât de frumos, cum stătea el în față și cu limba scoasă pe geam, uitându-se. Nu este bine, dar teoria este teorie, practica este practică. Dacă suntem posesorul unui permis de conducere categoria B, putem conduce un autovehicul destinat transportului de persoane, având mai mult de 8 locuri pe scaune în afara conducătorului? Nu putem, 8 plus 1 este maxim. Dacă un vehicul coboară și din sens opus, un alt vehicul intenționează să depășească un obstacol, cine acordă prioritatea de trecere? Vehiculul care coboară acordă prioritatea de trecere dacă pe sensul celui care urcă este un obstacol imobil. Cel care coboară se oprește până la un moment dat, permițându-i celui care urcă să ocolească obstacolul, intrând pe sensul lui de mers, revenind pe sensul său de circulație. După aceea, cel care s-a oprit își continuă deplasarea. Apropo de faptul că acești minunați foști elevii mei care privesc emisiunea răspund la întrebări, să știți că o să fac în așa fel încât pe viitor o să vorbesc și cu editura cu care colaborez. O să fac un concurs și cel care răspunde cel mai repede la un chestionar, în paralel cu emisiunea sau ceva de genul, văd eu cum o să o concep, o să primească o carte și o să fac în așa fel încât odată pe semestru, să zicem, sau trimestrial sau anual, cum mă încadrez, cel mai înfocat observator al emisiunii să aibă parte de școala gratis pentru obținerea permisului de conducere. Dar încă e în stadiu de proiect, nu m-am hotărât exact cum să fie, dar să știți că asta intenționez. În intersecția care urmează, observăm un marcaj transversal de oprire, oprim la marcajul transversal, ne asigurăm după care virăm la dreapta. Și mai avem două întrebări. Ce indică fumul de culoare neagră emis de eșapament? Legat de acest aspect al cunoașterii autovehicului, mecanica, fumul de culoare neagră emis de eșapament înseamnă un consum exagerat de combustibil. Fumul de culoare albastră înseamnă probleme și la motor, un consum exagerat de ulei, fumul de culoare albă înseamnă arderea garniturii de chiuloasă. Domnișoarele sunt mega încântate atunci când văd întrebări de mecanică. Mai bine le întreba orice altceva, doar de mecanică nu. Și într-adevăr, pentru unii dintre cursanți, este dificil și acest capitol și sancțiunile contravenționale și infracțiunile, dar încercați să gândiți pozitiv, nu sunt întrebări de foarte mari detalii, întrebările de mecanică, sunt întrebări relativ de cultură generală cu mici detalii la unele dintre ele, maxim 10 întrebări unde să zicem ne ducem puțin de tot pe detalii, dar în rest nu sunt întrebări cu un grad de dificultate ridicat.
Cum procedăm în situația în care semnalul roșu al semaforului este în funcțiune, iar agentul de poliție rutieră ne adresează semnalul de trecere? Știm că intersecțiile dirijate pot fi dirijate prin trei mijloace: polițistul, semnalele luminoase, indicatoarele de prioritate. Atunci când polițistul se află în intersecție și dirigează circulația, el este cel mai important mijloc de dirijare a intersecției. Ne face un semnal, respectăm semnalul acestuia, indiferent ce ne arată semnalele luminoase sau ce semnifică indicatoarele de prioritate. Respectăm semnalele agentului de poliție rutieră. Dacă avem permis ca premiu să ne întrecem. Ne întrecem, nu este nicio problemă, dar apropo de această glumiță de a ne întrece, să nu uităm că cele mai bune întreceri nu sunt pe stradă, strada nu este circuit. Să nu uităm că totuși conducem un autoturism care este format din piese metalice care pot ceda oricând și Doamne ferește să se întâmple evenimente rutiere. Ne ducem într-un spațiu autorizat, la karting, de ce nu, și ne întrecem acolo cât dorim. Dacă nu mă înșel, cred că cu Ovidiu am și fost la karting pe vremea când era elev sau după, nu mai știu. O să spun el rezultatul sau o să scrie rezultatul aici pe Facebook, ca să nu spuneți după aceea că mă laud. Aveam obligația de a opri imediat autovehiculul la semnalele adresate de agenții de cale ferată la trecerea la nivel cu calea ferată, bineînțeles. Ofițerii sau subofițerii, polițiștii comunitari, nu. A, răspuns corect. Cum trebuie să procedăm atunci când ajungem în spatele unui tramvai oprit într-o stație fără refugiu pentru pietoni? Să nu uităm că depășirea tramvaielor oprite în stațiile fără refugiu pentru pietoni este interzisă. Tramvaiul oprit în stația fără refugiu pentru pietoni se depășește atunci când ușile acestuia au fost închise, acordând totodată prioritate pietonilor. Și atunci ne vom opri în spatele acestuia, ne reluăm deplasarea numai după ce ușile tramvaiului au fost închise. Corect. Care este prima măsură pe care trebuie să o luăm atunci când motorul s-a defectat? Prima măsură atunci când motorul s-a defectat sau, Doamne ferește, atunci când suntem implicați în accidente rutiere rezultate doar cu avarii, este să scoatem autovehiculul în afara părții carosabile sau, când nu este posibil, să-l deplasăm cât mai aproape de trotuar sau de acostament. Încercăm, chiar dacă ne pare rău atunci când suntem implicați în accidente rutiere din care au rezultat doar pagube materiale, să nu stăm de vorbă cu cel cu care suntem implicați în accident, în mijlocul drumului, să mai blocăm și traficul, să încercăm să fluidizăm traficul atât timp cât autovehiculele funcționează, să procedăm ca aici, să le scoatem în afara părții carosabile sau cât mai aproape de marginea din dreapta a acesteia. Să încheiem constatarea amiabilă sau, dacă sunt mai mult de două autovehicule, să ne deplasăm la poliție civilizat. Accidente se tot întâmplă, important este să le gestionăm așa cum trebuie. Ce obligații ne revin dacă suntem posesori al permisului de conducere de mai puțin de un an? Să circulăm cu semnul distinctiv aplicat regulamentar. Așa este. Să ne punem bulinuța. Nu uitați că acea bulinuță, cum spun unii, semnul prostului, nu este semnul prostului. Este semnul care arată că dumneavoastră nu aveți experiență în conducere și, teoretic, ceilalți participanți la trafic ar trebui să fie binevoitori cu dumneavoastră în cazul în care greșiți, v-ați încadrat greșit într-o anumită situație, să vă acorde respectul necesar și îngăduința necesară. Bineînțeles că acest lucru ar trebui să se întâmple în trafic ori de câte ori un alt coleg de trafic greșește, să facem în așa fel încât să remediem împreună greșeala pe care acesta a comis-o. Putem depăși în situația dată. Observăm că avem un indicator de avertizare care ne avertizează că urmează o curbă la dreapta. Totodată avem și un marcaj discontinu, ceea ce ne permite încălcarea acestuia. Dacă ar fi fost o curbă mai grea, în niciun caz nu ar fi fost un marcaj continuu și nu am fi putut depăși. Însă, având în vedere doar
prezența indicatorului de avertizare, cât și a marcajului, putem depăși dacă manevra poate fi executată și, bineînțeles, semnalizăm corespunzător. Nici nu se mai pune problema dacă semnalizăm sau nu, pentru că este una din obligațiile pe care le avem atunci când depășim. Conducătorul autoturismului roșu s-a angajat corect în depășirea autocamionului? Observăm că autoturismul roșu nu s-a angajat corect în depășirea autocamionului, întrucât atunci când avem intenția de a depăși, trebuie să semnalizăm cu cel puțin 50 de metri înainte de schimbarea direcției de mers. Trebuie să ne asigurăm că acela care ne urmează, adică cel din spate sau cel care ne precede, nu a inițiat o manevră similară sau nu a semnalizat intenția efectuării unei astfel de manevre. Autoturismul roșu nu respectă aceste reguli de bază ale efectuării depășirii și nu execută regulamentar manevră. Nu? Deoarece nu s-a asigurat și nu a semnalizat corespunzător. Nu mă sperie sintagma, elevul își depășește profesorul, Ovidiu, pentru că tocmai acest lucru m-a împlinit ca profesor, ca elevii mei să mă depășească. Nimeni nu este de neînlocuit și întotdeauna când cineva este foarte bun, altcineva este mai bun decât el. Deci nu se pune problema să nu aplic acest principiu și în cazul tău și al altor elevi. Repet, ar fi o satisfacție și mai mare pentru mine să văd că un alt elev de-a meu ajunge instructor sau chiar profesor de legislație și să ajung să mă și sfătuiesc cu el, iar ceea ce realizăm să fie constructiv atât pentru noi cât și pentru cei cărora le predăm. Pentru ce se aplică punctele de penalizare? 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare. Acele puncte care, în momentul când vi se aplică, se adună, să înțeleagă toată lumea. Astăzi ai făcut 2, mâine 4, ai deja 6. Dacă în decurs de 6 luni ai adunat 15 puncte de penalizare, rămâi fără permisul de conducere pe 30 de zile. După aceea, dacă într-un an de zile adun din nou 15 puncte de penalizare, rămâi cu 60 de zile fără permis. Pentru indicatorul oprire instalat la trecere la nivel cu calea ferată, se aplică pe lângă avertisment sau amendă ca sancțiune principală, se aplică și punctele de penalizare. Când se poate dispune imobilizarea unui vehicul de către polițistul rutier? Pentru refuzul de legitimare se poate dispune imobilizarea. Să nu uităm diferența între neprezentarea documentelor prevăzute de lege polițistului, cele două ale noastre, permisul și cartea de identitate, și cele două documente ale mașinii, certificatul de înmatriculare și asigurarea obligatorie auto, cu refuzul de legitimare. Să presupunem că dintr-un motiv sau altul am uitat borseta în care țineam noi documentele noastre. Ne oprește agentul de poliție rutieră, ne roagă respectuos să îi înmânăm documentele prevăzute de lege și îi spunem, domnule, nu le am. Ok, teoretic deja intrăm în latura contravențională că neavând aceste documente riscăm să fim sancționați contravențional. Însă, orice agent constatator, în funcție de atitudinea noastră, este de bună credință și noi, dacă suntem de bună credință, altfel se pune problema. Îi spunem, domnule, le-am uitat, m-am grăbit, dar vă comunic datele mele, numele, prenumele, CNP-ul, unde m-am născut, atunci deja mă legitimez. Dar dacă nu prezint nici documentele și dintr-un motiv sau altul nici nu mă legitimez, nu-mi place mie fața polițistului, spun că n-are șapca, așa cum mai văd pe la televizor, chestiuni de genul care nu au nicio relevanță pentru rolul agentului constatator acolo, atunci refuzați să vă legitimați și nu veți mai pleca de acolo. Polițistul rutier nu vă lasă să plecați de acolo. Pe bună dreptate. Cum procedăm dacă la trecerea la nivel cu calea ferată constatăm că un vehicul este imobilizat pe calea ferată? Acordăm sprijin pentru scoaterea vehiculului de pe calea ferată. Dacă nu este posibil, semnalizăm prezența acestuia. Corect, așa ar trebui să facem. Semnalizăm prezența, am văzut odată la televizor un șir de multe persoane care au fost la o distanță foarte mare de acel loc în care un vehicul era imobilizat pe calea ferată și au determinat trenul să oprească. Nu se pleacă la drum fără documente. Bine specificat, la nici măcar atunci când ieșim din casă până la magazin, trebuie să avem buletinul la noi. Întoarcerea autovehiculului este permisă. Atenție, este permisă, da? La întâlnirea indicatorului,
Dacă este obligatoriu înainte, nu putem întoarce. Dacă drumul este cu sens unic, nu putem întoarce. La întâlnirea indicatorului staționare interzisă, putem întoarce. Bun, să mergem mai departe. Cum este corect să procedăm în prima intersecție? Observăm indicatorul de avertizare, intersecție de drumuri, care de regulă se instalează înaintea intersecțiilor nedirijate din afara localităților. Acordăm prioritate de dreapta. Dacă intersecția este nedirijată, acordăm prioritate de dreapta. Ce fain! Unul după altul. Regula priorității de dreapta. În care dintre următoarele situații sunteți obligat să circulăm cu viteză redusă? Când sunteți obosit și autovehiculul are sistemul de frânare defect. Nu avem ce să circulăm cu autovehiculul în această situație. La trecerea la nivel cu calea ferată curentă. Corect? Pe drumul județean și comunale? Nu. Atenție! Legat de acest răspuns. La trecerea la nivel cu calea ferată curentă. Suntem obligați să circulăm cu viteză redusă și să ne asigurăm că nu există niciun pericol. Suntem în examen, mai ales în examenul practic. Chiar dacă avem de-a face cu o cale ferată cu bariere și barierele sunt ridicate. Teoretic, în această situație, trenul nu ar trebui să treacă. Și cu toții avem tendința să trecem liniștiți, fără să ne mai uităm stânga-dreapta. Odată ce este prevăzut în codul rutier că trebuie să ne asigurăm că nu există niciun pericol, cel puțin când aveți calitatea de cursant, faceți acest lucru. Ca să evitați aplicarea punctelor de penalizare de către polițistul examinator. Vă urmăresc cu drag. Sănătate. Și eu mă bucur că mă urmărești cu drag și îți doresc sănătate și ție, Remus. Avem obligația de a ceda trecerea la schimbarea direcției de mers spre stânga, în timp ce semnalul verde este în funcțiune. Da, atât vehiculul care circulă din sens opus, cât și pietonul care traversează strada. Totdeauna să nu uitați acest lucru. Sunt sigur că șoferii deja știu. Sau cel puțin conducătorii auto, că nu toți sunt șoferi, dar aceasta este o altă discuție. Urăsc aceste tipuri de intersecții și elevii nu vă spun cât de mult le urăsc și ei. Fac un marcaj așa să delimităm cât de cât. Da, suntem încadrați aici și urmează să virăm la stânga. Elevii uită că de aici cineva se poate deplasa fie înainte, având tot culoarea verde, fie la dreapta. Și ori se poziționează prea în față, încurcându-l pe cel care vine din sens opus, ori uită că aici este o trecere pentru pietoni și pietonii pot traversa regulamentar și se grăbesc, nu mai observă și este suficient ca un pieton să se afle pe trotuar cu intenția de a traversa, iar elevul să nu întreprindă demersurile necesare pentru a reduce viteza în vederea opririi, că examinatorul îi va pune frână. Nu uitați acest lucru în momentul în care există o situație în viitorul apropiat, în secunda următoare, care ne determină să acordăm prioritate. Noi trebuie deja să începem să reducem viteza de deplasare, astfel încât în momentul opririi acest lucru să se producă progresiv. Nu mergem constant, ci dintr-o dată oprim, iar atunci când examinatorul a frânat înaintea noastră, noi să spunem, da, aveam de gând să frânez. Nu. Comunicarea, ceea ce gândim, transmitem examinatorului prin felul în care ne comportăm atunci când conducem autovehiculul. În fața noastră urmează un pieton să traverseze, viteza noastră trebuie să descrească treptat, da? Ne imaginăm o scară de la 10 la 1, 10, 9, 8, 7 până la 1, în acest fel trebuie să descrească viteza până la oprire. Da? Nu mergem constant și dintr-o dată oprim, pentru că nu vom crea această senzație că avem de gând să acordăm prioritate. Și pe bună dreptate, orice examinator ar frâna în această situație, ar proceda regulamentar. Și nu uităm și dacă vine la dreapta, deși avem verde, și aici poate fi o trecere pentru pietoni, unde elevii pot traversa. Văd că mai am un minut, mi-am adus aminte înainte să vin la emisiune, când am plecat era vecinul meu, Vali, și zicea, voi eu nu să mă saluți în emisiune. Vali, te salut în direct, m-am ținut de promisiune. Și legat de comentariile fostei mele eleve, Simona, că desenul e baza. Da, desenul este baza, o imagine face cât o mie de cuvinte.
dar la desen artistic la școală aveam cele mai mici note. Îmi stricau media. O uram pe profesoara de desen. Atât mă chineam să-mi ridic media. Îmi dădea 7, 7, 7. Era super tare. Mai răspund la două întrebări și o să încheiem. Utilizarea pe autostradă a limitatorului de viteză pentru autovehicule dotate cu acest sistem. Bineînțeles că limitatorul de viteză ne obligă să mergem constant cu o anumită viteză de deplasare. Mergând constant, se va reduce consumul de combustibil. Ce ne este interzis dacă circulăm pe un drum național european? Să oprim pe partea carosabilă. Bineînțeles, să folosim pe timpul zilei lumina de întâlnire. Nu ne este interzis, chiar este obligatoriu să folosim lumina de întâlnire și în timpul zilei pe autostrăzi, pe drumuri expres sau pe cele europene. Hai să mai facem o întrebare. Ce măsuri de prim ajutor veți lua în cazul traumatismelor coloanei vertebrale? Nu mișcăm accidentatul în poziția în care l-ați găsit până la sosirea serviciilor mobile de urgență, cu excepția cazului în care există un pericol. Corect. Asta trebuie să facem. Grijă mare, grijă mare. La următoarea emisiune să mă salut și pe mine. Te salut acum, Ionuț, că nu mi-este greu, n-am oase în limbă și îți mulțumesc pentru că ne urmărești și că vă face plăcere să ne mai băzim așa cu ghilimele de rigoare. Hai să mai facem și asta și gata. Care este viteza cu care trebuie să ne deplasăm pe un drum public umed sau acoperit cu mâzgă sau zăpadă? Este o situație în care nu avem aderență, clar, trebuie să avem o viteză mai mică. Codul rutier încadrează această situație cu una dintre celelalte 10, deci dintre celelalte 9, 10 sunt în total, în care trebuie să avem maxim 30 de km la oră în localități sau 50 în afara localităților. Dar regula de bază, viteza prevăzută de regulament pentru categoria de drum pe care circulați, nu, viteza care să confere siguranța că putem opri și evita fără a intra în derapaj. Nu uitați că legat de viteza de deplasare totul este relativ. Trebuie să ne deplasăm astfel încât să efectuăm tot timpul orice manevră în condiții de siguranță. Ziceam că totul este relativ, întrucât imaginați-vă că aveți o viteză mică, 5 km la oră, 10 km la oră, sunteți, vă deplasați într-o pantă acoperită cu polei, iar la baza acesteia este un grup de copii. Este o viteză mare și vă deplasați pe autostradă cu 110 km la oră, drum drept, viteza este mică. Deci, legat de viteza de deplasare, prima explicație este preluată din vorbele lui Titi Aur, să nu credeți că este o invenție proprie, dar bineînțeles că dintre cei care sunt mai buni decât noi și au astfel de emisiuni, este o plăcere să învățăm și noi de la ei și să le acordăm respectul cuvenit. Vă mulțumesc pentru atenție, multă sănătate, că mai ales în această situație de criză este foarte importantă, întreprindeți toate măsurile necesare să vă feriți și dumneavoastră și familia dumneavoastră și cei din jurul dumneavoastră, evitați ceea ce este inutil să faceți, faceți strictul necesar și limitați-vă cât mai mult la a fi în zone în care nu este multă populație. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc weekend plăcut și numai bine tuturor! We'll be right back.